Bună seara! Sunt Amelia Bălțoi. Bun găsit la sport! La fel spuneam și când aveam 5 ani și îmi confecționam microfoane din plută, la fel spuneam în timpul liceului, când mă gândeam la viitorul meu și visam cu ochii deschiși. Am terminat colegiul Țițica în 2008. Acum scriu știri, corectez capete video, scot TC-uri, pun voce, iau interviuri, prezint știri. Nu aș putea să fac toate lucrurile astea la cel mai înalt nivel dacă nu aș avea o bază, o pregătire temeinică. Știu că de multe ori vă întrebați de ce să mai învăț asta, la ce o să-mi folosească în viață. Never say never! Nu mă gândeam în 2008 cât de mult aveau să-mi folosească mai târziu informațiile pe care le-am învățat în liceu. Vă dau un exemplu. În profesia mea e nevoie de o exprimare corectă. Cu ani în urmă, la limba română, am învățat o regulă banală, că adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat. Cum spui corect? Antrenorul s-a remarcat în urma cupei câștigată în 2021 sau antrenorul s-a remarcat în urma cupei câștigate în 2021? Dacă nu aveți răspunsul, întrebați-o pe doamna Georgescu. Vă va explica ea. Ce vreau să vă spun e că cine știe se impune. Câștigă respect în societate, ajunge departe. Nu vă bazați pe ajutorul celor din jur. Bazați-vă pe ce știți voi. Vreți o viață frumoasă? Învățați. Nu aveți facturi de plătit, nu aveți copii de crescut, nu aveți încă responsabilitățile unui om mare. Acum aveți o singură treabă. Să învățați. E atât de ușor. Învățați în prezent pentru un viitor cu zâmbet. O parte din ceea ce sunt azi îi se datorează Colegiului Național Gheorghe Țițica. Bună seara! Sunt Camelia Bălțoi. Vă aștept la știrile Antena Sport. După Observator, la Antena 1.